Doamnelor și domnilor, bună ziua! Vă mulțumim că sunteți prezenți la această conferință de presă a platformei Împreună și o să începem cu un film. Acesta, în filmuleț, am putut vedea cu toții momentul în care copiii au fost luați de lângă mama lor în urma unei decizii pur administrative. De altfel, diferența, distinția între administrativ și juridic o să o facă colegii noștri avocați în cursul conferinței de presă. Dați-mi voie să vă spicuiesc câteva lucruri din ultimul mesaj al doamnei Smicală, postat ieri 20 noiembrie. Astăzi Maria închisă, prietenii percheziționați, Mihai dispărut. Ca să realizați teroarea în care trăim și că este vorba despre încălcarea flagrantă a drepturilor omului într-o țară a Uniunii Europene. Poliția a percheziționat casa unor prieteni, ea fiind profesor de sociologie la Universitatea din Tampere. Serviciile sociale au informat că aș fi un nebun periculos, dat afară de la servici pe motive de incompetență, un pericol pentru copii și pentru societate. Nimeni nu verifică informațiile date de către serviciile sociale, nici măcar la angajatorul meu, care nu are cunoștință de faptul că m-ar fi concediat, ci din contră. Maria este în continuare izolată, nu are dreptul să părăsească închisoarea, între ghilimele, să ia legătura cu nimeni și nici să meargă la școală. Mihai este dispărut, hăituit de către cei care ar trebui să-l apere. Avocatul finlandez nu este de găsit. Nimeni nu vrea să ne asculte, nimeni nu vrea să vorbească copiii și să-i trateze ca pe niște ființe umane. Toți ne răspund că a dat ordin socialul sau așa a spus socialul. În 2015, în baza unor minciuni, fără a se verifica autenticitatea afirmațiilor, s-au executat orbește ordinele, am fost agresați în propria casă de către autorități, iar când s-a dovedit minciuna, am fost condamnați pentru ca oficialii să-și acopere ilegalitățile cu alte minciuni. Același mod de operare continuă. Astăzi, de ziua internațională, deci ieri, în 20 noiembrie, de ziua internațională a drepturilor copilului, doi copii din Uniunea Europeană sunt hăituiți de către cei care ar trebui să îi apere. Deci asta este aproape integral postarea și mesajul doamnei Camelia Smicală de ieri. Situația copiilor este la ora actuală dramatică, ați putut să o auziți. Practic sunt copii hăituiți, copii care nu mai au în niciun fel securitate emoțională, psihologică. Efectele acestui abuz și acestei traume continue sunt extrem de grave și aproape de necuantificat. Cu toate acestea, această familie a rămas singură, suspendată între autoritățile române și finlandeze, autoritățile române practic nerecunoscându-le statutul de cetățeni români și neîntreprinzând nimic în sensul protecției acestor copii. Nu mă voi referi la aspectele juridice, dar aspectul uman al acestei tragedii este imposibil să nu ne miște, este imposibil să nu nască minima reacție umană de solidaritate, de comuniune cu această familie. Voi da în continuare cuvântul doamnei Camelia Smicală, care va intra în direct cu noi. Camelia, ești în direct cu noi, dacă poți să ne spui ceva despre ultimele zile. Bună ziua!
Binecuvântați toți, mulțumim din suflet. Ultimele zile care se aproape o săptămână, deci vinerea trecută, trebuia să iau pe Mihai și pe Maria la ora 3 de la centri pentru un weekend acasă. Veneam cu mașina de la servici, eram în drum spre casă, când am fost sunată că weekendul în familie s-a anulat și începând de acum nu voi mai putea vedea copii, mai vorbim la anul dacă vor fi întâlniri sub supraveghere, pe motivul că aș fi vrut să fiu cu copiii în România. Deci eu joi seara am stat până la după 12 noapte, am făcut mâncare pentru weekend, am făcut curat în casă că trebuia să iau copii. După aceea m-a sunat Mihai disperat că el a fugit, pentru că l-au anunțat că vin să le ia de la școală și mi-a spus că nu mai suportă din nou izolarea la care au fost supus în anii 2015-2016, că nu mai suportă să o ia de la capăt, că efectiv nu mai are putere. Mi-a spus că fuge la un prieten dacă nu există altă situație. Maria pusese deja luat de la școală și era izolată. Deci Maria în acest moment nu știm absolut nimic despre ea. Nu poate lua legătura cu nimeni, nu a fost lăsată să meargă la școală. Fiind disperată pentru că am retrăit, mi s-au redeschis rănile din 2015 când am fost brutalizați în propria noastră casă, 2016. Deci e a treia oară când mi se fură copiii, în fapt. Am cerut ajutorul României. Abia atunci am cerut ajutorul României, am mers până la ambasadă, am vorbit, cred că, de 3-4 ori cu domnul ambasador. I-am cerut protecție. Puteam să-l dăm, Mihai era gata să ajungă și el acolo, ca să fie în siguranță. Iar domnul ambasador ne-a refuzat pentru găsuirea în ambasadă și protecție. Camelia, spune-mi, te rog, în momentul acesta știi ceva despre, de exemplu, despre Maria? Ai spus că nu știi nimic. Mâine se împlinesc 7 zile de când nu știm nimic despre Maria. Există posibilitatea ca ea să nu mai fie în acel centru? Există orice posibilitate. Există posibilitatea să fie drogată, dusă la psihiatrie, există orice posibilitate pentru că informațiile date de către social nu sunt credibile. Deci socialul a informat poliția, de exemplu, motivul pentru care îl caut pe Mihai, că aș fi un pericol public, aș fi rămas fără servici, că aș vrea să-l omor pe Mihai, să mă omor pe mine, deci nu mai minciuni. Nu pot să cred absolut niciun cuvânt din ceea ce spun socialul, iar Maria nu a avut drept să meargă la școală, nu a avut dreptul să ia legătura cu nimeni, iar avocatul copiilor este dispărut. Da, despre acest lucru voiam să te întreb. Avocatul copiilor, că avea un avocat cumva din oficiu în Finlanda, avocatul copiilor a încercat să o contacteze pe Maria? Ai încercat să-l contactezi? Ai verificat pagina lui? L-ai sunat? I-ai scris mail-uri? Care este situația cu legătura cu avocatul copiilor, care a făcut de altfel foarte multe demersuri și care a apucat inclusiv să facă apel împotriva măsurilor luate, ultimelor măsuri luate împotriva Mariei? Deci vineri am reușit să vorbesc atât eu cât și Mihai cu avocatul copiilor, domnul Samuel Eivo. Deci i-am explicat situația. De vineri nu mai știu absolut nimic ca de el. Deci nu răspunde la telefon, nu răspunde la mesaje. Din câte am înțeles, nu a răspuns nici la telefoanele poliției. Iar pe pagina firmei dumnealui au fost, de pe pagina firmei dumnealui au fost șterse toate numerele de telefon și toate datele de contact. Deci nu știm. Domnul Samuel Eivo a încercat absolut tot, a scris și un apel de urgență prin mai pentru reintegrarea copiilor în familie. A cerut justiției să se rezolve acest caz, să se judece în regim de urgență.
Din mai, justiția refuză să ia cazul în cercetare. Am înțeles. Mulțumim frumos, Camelia. Mulțumim. Dacă mai ai tu altceva de spus... Noi vă mulțumim din suflet să sunteți salvarea noastră și... Presa e salvarea. România, presa e salvarea cetățeanului. Spuneam... Pot să mai spun 2 minute ceva? Da, da. Deci, pentru că am luptat mulți ani cu acest sistem, cu această caracatiță, pot să vă spun și spusele mele sunt confirmate de către studiile și ancheta făcută de către televiziunea finlandeză. Deci este vorba despre un sistem care face bani, deci miliarde. Fură copii numai din familii bune. De ce? Pentru că părinții, acei părinți vor lupta pentru copiii ei, lor, sunt, deci mie mi-au furat peste 200.000 de euro, deci și acest sistem manevrează miliarde de euro. Deci se vor fura, dacă nu-i oprim, copii pe viitor, numai din familie bune, la fel cum se fac în țările nordice. Da, mulțumim. Mulțumim mult, doamna Smicală. Vă mulțumesc. Așadar, ceea ce ați văzut în deschidere este momentul preluării copiilor în 2015, moment de la care până în 2018 copiii n-au avut voie să se întâlnească cu mama lor decât sub supraveghere, deci odată la o perioadă, odată pe lună, dacă nu mă înșel, timp de 3 ore, cu traducător, nu aveau voie nici în română să vorbească, sau dacă vorbeau în română să fie traducător care să știe reprezentantul serviciului social ce anume vorbesc ei în română, după care, urmare probabil și presiunilor societății civile, a avut dreptul să-i vadă odată la 3 săptămâni un weekend, da? Deci de vineri după amiază până duminică seară. Acesta era programul de vizitare minor al unei mame, fără să existe o hotărâre judecătorească în acest sens, până vineri dimineață. Vineri dimineață pe 15 noiembrie, că de ce e extraordinară această situație? Vineri dimineață pe 15 noiembrie au sunat-o telefonic, deci au contactat-o telefonic pe doamna Smicală, cei din cadrul serviciului social, și au adus la cunoștință SEC că există suspiciuni că ar vrea să plece cu copiii din țară și că deci, prin urmare, copiii vor fi complet izolați. Complet izolați însemnând, exact cum a descris doamna Smicală ceea ce i-a spus Mihai, respectiv ca în perioada 2015-2018, adică fără posibilitatea să-și mai vadă mama. În aceste condiții, Mihai a fugit de la școală, iar Maria a fost deja izolată, fără să știm nici unde a fost izolată, nici în ce condiții a fost izolată, nu s-a prezentat la școală de luni dimineață, nu s-a prezentat la școală, a încercat să o contacteze vineri avocatul și i-a fost refuzat accesul telefonic avocatului. Acest lucru a apucat, e ultimul lucru pe care a apucat să îl mai afle doamna Smicală. Au încercat rudele, bunicii, au încercat... sora Andreea a încercat să ia legătura cu Maria și nu se știe absolut nimic de ea. Bun, acum, înainte de a trece la ăsta este stadiul, că așa am spus, că vom prezenta stadiul la zi al agresiunilor fără precedent. Sunt doi copii hăituiți ca două animale. Deci, în acest moment, avem de-a face cu doi cetățeni români, pentru că și Mihai și Maria au și cetățenie română, cu domiciliu legal în Piatra Neamț la bunicii lor, și cu toate acestea, deși sunt cetățeni români și au domiciliu legal în Piatra Neamț, ei sunt complet desconsiderați sau cel puțin așa rezultă din tăcerea de gheață a autorităților române, complet desconsiderați de autoritățile române. Înainte de a trece la demersurile juridice efectuate, o să o rog pe, sau
Să rămânem la sfârșit cu partea juridică, domnul avocat, dacă sunteți de acord. O să rog pe doamna sociolog Corina Bistriceanu, doctor în sociologie, să ne spună puțin despre acest caz raportat la momentul de față. Vă mulțumesc. Ce mi se pare semnificativ pentru noi ca și oameni, pentru noi ca și societate, este tocmai exemplaritatea acestui caz, adică faptul că avem de-a face cu un caz. Și sinceră să fiu, am fost uimită de notorietatea, mi s-a părut oarecum redusă a acestei întâmplări, inclusiv în mass media, dar și nivelul de cunoaștere a publicului referitor la această întâmplare. Este un caz pentru că se întâmplă lucruri extraordinare acolo unde ne obișnuisem cu o normalitate care, iată, este acum îndoielnică. Și dimensiunile pe care aș vrea să concentrez scurta analiză pe care vă propun sunt în număr de trei, iar prima și cea mai importantă dintre ele, la care mă raportez, recunosc nu ca sociolog în primul rând, ci ca femeie și ca mamă, sunt copiii. Pentru că aflând ce s-a întâmplat cu această familie și mai ales cu copiii acestei familii, sigur că nu am putut să nu mă cutremur de regimul la care au fost supuși în perioada dezvoltărilor. Ei au, am înțeles, în prezent 12 și 13 ani, adică exact vârsta la care ar trebui să li se precizeze conștiința socială, formula atașamentului, să se cunoască, să rezulte într-o personalitate integrată, într-o personalitate echilibrată. Ori avem în mod fizic de a face în mod evident cu o dezvoltare psihică destabilizată, deficitară, în planul atașamentului care l-a fost afectat prin repetatele schimbări, cu foarte mare impact în plan emoțional. Despărțiți de tată, mutați dintr-o casă în alta, despărțiți de mamă, despărțiți între ei unul de celălalt, despărțiți de o țară, despărțiți de compatrioți, suspectați, hăituiți, așa cum spuneați, nici nu pot imagina ce impact poate să aibă asupra echilibrului psihic al unui copil un asemenea tratament pe o perioadă așa de lungă de timp. Pentru noi ca și adulți poate nu înseamnă mult 5 ani, dar pentru ei înseamnă jumătate din viața pe care au trăit-o. Sigur că acest lucru are urmări și în planul dezvoltării intelectuale și fizice. Probabil că sunt clinic sănătoși, probabil că există asigurări că din punct de vedere psihic iarăși sunt echilibrați, însă sunt echilibre care trebuie să fie confirmate de specialiști independenți și care trebuie supravegheate pe durată lungă de acum înainte. Este de asemenea perioada dezvoltării lor morale, în care ar fi trebuit să li se precizeze reprezentările asupra autorității, asupra normelor, asupra binelui și răului. Din nou, mă îndoiesc că acest tip de echilibru moral pe care un copil de 12-13 ani ar trebui să-l asimileze, a avut timp să li se precizeze celor doi copii despre care vorbim. Și dezvoltarea socială, în sfârșit, adică ce înseamnă integrare, faptul că aparțin unui grup, aparțin unei familii, am o casă, am o acasă, am o patrie, am grupuri în care mă simt apărat, în care mă simt la adăpost, în care pot să am încredere, mă bucur de încredere și am încredere în aceste lucruri. Din nou, este afectată, sper din suflet, ca nu în mod iremediabil. Sunt copii lipsiți de integrare, lipsiți de apartenență, lipsiți de securitate, destabilizați, din punctul meu de vedere, și pericolul acestui dezechilibru psihic și a devierilor sociale este unul real, de care toate instanțele care se pronunță și care au căderea să ia decizii în cazul lor trebuie să fie conștiente și sunt direct responsabile. Al doilea plan asupra căruia vreau să mă pronunț este familia. Pentru că spuneam că am trăit până acum normalitatea în care familia era mediul care oferea siguranță și stabilitate persoanei, în care se dezvolta individualitatea omului, se preciza personalitatea lui și echilibrul lui. Ori familia devine, conform unor cazuri ca cel de față, un exemplu de mediu corupt și instabil. Ea este demonizată pentru copii din perspectiva faptului că este un loc care
poate să fie violent pentru ei, care poate să le provoace traume. Deși este singurul loc capabil să asigure, spuneam, dezvoltarea personalității integrate a omului. De asemenea, familia, așa cum rezultă din asemenea cazuistică, este un grup ineficient, incapabil să asigure securitatea și apartenența membrilor și, în principal, din nou, a copiilor. De asemenea, așa este definită, așa rezultă din acest caz. Ăsta este profilul, din păcate, familiei, care, spuneam, conform normalității cu care suntem obișnuiți, era instituția cea mai stabilă a umanității. Și constatăm, în sfârșit, că este un inamic al statului, familia. De vreme ce le este permis serviciilor sociale să agreseze și să intrudeze familia, să intervină, să o destabilizeze, să o amenințe, să o dezagrege, înseamnă că există suspiciunea sau chiar intenția unui stat de a considera familia ca inamic. Statul român, sigur că este perceput în principal ca aliat al familiei. Și din acest motiv, cred că ar trebui nu să mimeze atitudinea unor state care se vădesc inamice ale familiei, ci să-și recapete legitimitatea pronunțându-se și acționând ferm în favoarea familiei și a copiilor. Iar ultima dimensiune pe care am luat-o în calcul este generația. Și anume, sesizând slaba implicare a adulților cu responsabilitate familială și socială și politică, am constatat că este direct proporțională cu creșterea încrederii în instituții și în specialiști, inclusiv în serviciile de protecție socială. Nu intervenim, nu ne pronunțăm ca persoane particulare, chiar dacă suntem și noi, spuneam, responsabili într-o familie sau într-o instituție, pentru că lăsăm specialiștii să se pronunțe, lăsăm protecția socială să se pronunțe, lăsăm statele să se pronunțe. Această creștere a încrederii în instituții este însoțită, din păcate, de o deresponsabilizare ca generație de părinți. Și riscăm să fim percepuți ca generația care și-a pierdut nu numai părinții, de care ne-am emancipat și ne-am lepădat cumva prea în grabă, ci care își pierde și copiii pentru că are o prea mică încredere în ea însăși. Este, dacă vreți, un autodenunț al generației noastre de incapacitate și asta probabil că va rămâne la bilanțul care se va face la sfârșitul existenței noastre ca și generație. Întrebarea este dacă asta ne dorim cu adevărat. Vă mulțumesc. Până la considerațiile de ordin general, apelul nostru astăzi, și o să concluzioneze domnul Mihai Gheorghiu, care este apelul nostru astăzi, este să se realizeze că mâine s-ar putea să nu mai trăiască acești copii. Acest lucru e pe viață și pe moarte. Dacă noi, ca generație, nu reacționăm nici când un copil dispare lângă noi, practic, la momentul de față, dacă vreți, nu e nicio deosebire între Maria și Alexandra Măceșanu, pentru că sunt la fel de dispărute, da? La fel de tratate cu desconsiderare de către autoritățile statului român, ceea ce este inadmisibil. Fac precizarea că Mihai a fost, ei sunt foarte echilibrați din punct de vedere moral. În ciuda traumei prin care au trecut, sunt copii foarte, foarte maturizați. Eu am vorbit și vorbesc în toate zilele în care erau cu mama lor, vorbeam, păstram legătura cu ei și pot da mărturie că sunt foarte echilibrați din punct de vedere moral, mental, psihic. Ceea ce, în schimb, îi afectează foarte tare este o stare de traumă recunoscută, și aici vă citesc dintr-o un lucru extrem de recent din șeful secției de psihoterapie al orașului din care ei fac Tampere, 27 octombrie, domnul doctor Marcus Roivas atrage atenția serviciului social asupra traumei pe care o suportă Mihai și cere serviciului social să-i permită accesul să aibă ședințe de psihoterapie cu Mihai. Ei bine, aceste ședințe au fost interzise, deci practic lui Mihai sunt sunată din Finlanda în acest moment, să nu fie tot Camelia, dacă îmi permiteți să răspund, deși un număr... Da? Deci, Mihai, tu ești. Mihai, uite, te aude toată lumea, ești în conferință de presă. Nu vrei video să te vadă lumea? Ce? Cum să facem noi pe difuzor?
este frică că cineva să uită la telefonul meu. Păi da, da, și adică să nu se vadă numărul, vrei? Da, că nu vreau că să mă găsească, că prietenul meu, dacă îl găsește, nu știu, poate îi ia poliția sau ceva, nu vreau, știi tu. Mă auzi? Da, te aud. Aha, bun. Mihai, spune-ne exact cum te simți și ce speri. Adică, pe nu o simt bine, că să știu că ați auzit că vineri încerca să mă ia. Da. Când trebuiam să mă duc să mă văd cu mama mea. Și îmi este frică că n-am auzit nimic despre sora mea mic mare ea. Și nu știu ce se întâmplă, că nu vreau să mă duc înapoi, că n-am mai voie să-mi văd mai mama mea niciodată și nu știu ce să fac, mi este frică. Mihai, ești bine? Că în primul rând că de 6 zile încerc să te sun și îmi intră robotul. Zi-mi că ești întreg. Aha. Uh-huh. Bun. Ce ceri tu României? Autorităților din România, statului a cărui cetățenie o ai? Să ne ajută să ne scoate de aici, că nu se mai poate. Unde adică... ești? Haideți să lăsăm să răspundă la întrebare. Așa? Ce? Răspunde la întrebarea mea întâi și apoi ai o întrebare din... De la presă. Da, bine. Deci răspunde la întrebarea mea întâi. Ce ceri tu autorităților din România? Din România? Să ne ajută să ne scoate de aici, din Finlanda. Nu pot să stau aici. Da. Bun. Acum întrebare de la presă. Unde ești? Sunt la un prieten. Adică numele nu cam pot să spun. Sau că unde? Da, nu trebuie să spui numele, nu trebuie să spui locul. Da. Deci ești la un prieten. Am înțeles. Da, sunt la un prieten. Bun. Cu mama ta vorbești? Cu mama mea vorbesc un pic, că nu pot să vorbesc mult, că sunt sigur că mă ascultă telefonul sau mă urmărește. Și acum mai sună pe mine, direct, așa? Păi, că dacă sună casa repede, atunci n-au timp să mă urmărească. Am înțeles. Am înțeles. Bine, Mihai, îți mulțumim mult. Un copil de 12 ani. Da. Bine. Îți mulțumim mult. Toată zilele acestea am încercat să-l contactăm pe Mihai și vedeam, la toate mesajele pe care le aveam, vedeam că se vede după un timp anume. Deci, președinte, ce veți face? Da. Haideți să vedem. Ce măsuri vezi? Noi nu avem, sărace de noi, ce măsuri să luăm. De 2 ani strigăm în piața publică în sprijinul acestei familii și nu suntem ascultați. Probabil că ăsta este destinul nostru. Într-adevăr, comparația cu cazul Alexandra Măceșanu, dintr-un anumit punct de vedere ar putea să pară exagerat sau în locul lui, dintr-un alt punct de vedere este perfect, comparația este perfect semnificativă și îndreptățită, pentru că e vorba de ce fac autoritățile române în momente de criză. Adică nu fac nimic. Le ia 4 luni să găsească o mașină și numărul de mașini. Acum le-a luat 2 ani și nici în ziua de astăzi nu există nici urma unei reconsiderări și a unei protecții a acestei familii de cetățeni români. Deci din acest punct de vedere, al capacității statului român de a-și proteja cetățenii, lucrurile sunt exact la fel. În iulie, cei doi copii asistați de avocații Platformei Civice Împreună au făcut o notificare către președintele României și către Ministerul Afacerilor Externe. Nu s-a răspuns nici până astăzi la această notificare. Nu s-a luat în calcul nimic din ceea ce s-a scris acolo. Iar situația este absolut evidentă. Încălcările drepturilor acestor copii sunt flagrante
ele sunt absolut flagrante. Primul drept încălcat este acela de a se adresa justiției. Această familie și acest copil nu se pot adresa judecătorului. Sunt ținuți în acele centre și dreptul lor de a acționa în justiție este drastic restricționat. Tot ceea ce se folosește ca așa zisă bază juridică sunt de fapt numai decizii administrative. În acest context, apelul nostru, și apoi vom reveni și la aspecte juridice, domnul Anastasiu, avem trei apeluri de făcut. În primul rând, facem un apel către toate reprezentanțele diplomatice ale statelor Uniunii Europene la București pentru a lua în considerare cazul familiei Smicală și pentru a acorda, în măsura posibilităților, protecție și susținere drepturilor fundamentale ale acestor copii. Un al doilea apel pe care vrem să-l facem este către toate bisericile și cultele din România, care au fost atâția ani alături de demersul Coaliției pentru Familie și au fost alături de familia Bodnariu. Cunoaștem cu toții celebrul caz al familiei Bodnariu. Cerem deci susținere, cerem protecție, cerem intervenția bisericilor și cultelor din România pe lângă statul român și pe lângă statul finlandez direct pentru soluționarea acestui caz. Al treilea lucru pe care îl propunem tuturor cetățenilor români și nu numai celor din țară, ci și diasporei, este ca pe 30 noiembrie să putem face împreună și declara o zi de solidaritate pentru Maria și Mihai Smicală. În acest sens facem un apel către toți cetățenii români din diasporă să se solidarizeze cu familia Smicală, să transmită mail-uri, să transmită scrisori, să facă apele telefonice tuturor ambasadelor României din Statele Unite, din Statele Uniunii Europene și nu numai. Mă refer aici la America de Nord și, bineînțeles, mesaje, e-mail-uri, telefoane către ambasadele Finlandei din Statele Uniunii Europene. Și dacă se poate, inclusiv mai mult, inclusiv pichetarea reprezentanților diplomatice ale României și Finlandei. Sunt trei apeluri pe care noi le facem astăzi societății românești, în speranța că expresia publică a acestei solidarități va putea, mă rog, mișca mecanismele gripate ale autorităților din România. Vreau să spun că este absolut șocant această tăcere și această împietrire a reprezentanților politici, administrativi, diplomatici ai României în fața acestui tip de cazuri legate de copii și de familie. Tac din slugărnicie, tac din lașitate, tac din incompetență. Sunt cele trei motive de bază ale birocratului, funcționarului român care se confruntă în afara rutinei zilnice cu lucruri care trebuie rezolvate și cu lucruri care impietează asupra minții și sufletului unor copii. De ce poliția din Caracal a stat 4 luni uitându-se la soare? Da? De ce a stat o noapte întreagă la ușa unui criminal? Din incompetență, din lașitate, din slugărnicie și poate și din complicitate. La ora actuală, tăcerea autorităților române, neintervenția lor în cazul clar, flagrant de încălcare a drepturilor acestei familii și acestor copii, echivalează cu acțiunea de sprijin al abuzului statului finlandez în cazul copiilor Smicăl. Ea nu este numai o non-acțiune, ea este sprijin pentru aceste abuzuri. Da, asta am și spus în iulie,
În iulie s-a cerut repatrierea, s-a cerut sprijin pentru toate acestea, s-a cerut și acum protecție și nu a fost acordată. Sigur că tu ca cetățean nu ești obligat să ai limbajul juridic și diplomatic absolut corect. Dar rolul Ministerului Afacerilor Externe nu este de a ne corecta limbajul juridic și diplomatic, ci de a rezolva situația. Domnule Anastasiu? A fost menționat de către domnul Gheorghiu o anumită solicitare a familiei copiilor aflați în Finlanda de acordare de azil politic. Din punct de vedere legal, nu este posibil, fiind cetățeni români, nu se poate aplica azil politic. Probabil aici a fost azil, repatriere, da. De repatriere. În acest context, desigur, sunt mecanisme instituționale care sunt foarte clar reglementate de către Convenția de la Viena. Avem de a face cu competența exclusivă a Ministerului de Externe în acest caz. Chiar dacă avem de a face cu o procedură internă a statului finlandez, respectiv o procedură administrativă sau o procedură judiciară, este cererea doamnei Simicală de acordarea unei protecții active din partea statului român, ceea ce din partea direcției consulare sau respectiv a ambasadorului presupune prezentarea unui reprezentant al misiunii diplomatice acreditat la orice fel de înfățișare ar avea familia, inclusiv copiii minori. În același timp, obligația Ministerului de Externe să asigure vizita mamei copiilor la centrele în care sunt cazați, nu le spun că sunt reținuți pentru că în mod sigur nu există un ordin judecătoresc de restricție împotriva lor, dar să-i viziteze și să constate ce fel de condiții li se oferă copiilor, dacă sunt conform consimțământului lor și dacă integritatea lor psihică sau fizică este asigurată de către statul finlandez. În acest moment, la această conferință de presă, ar fi trebuit să participe un reprezentant al Ministerului Afacerilor Externe, pentru că, în mod sigur, reprezentanța diplomatică acreditată a întocmit rapoarte către ministrul de externe, având în vedere impactul social al acestui caz, și să ne să, de fapt, dumneavoastră și opiniei publice să le comunice care au fost măsurile directe și de protecție activă întreprinsă de către statul român. Cu privire la ceea ce v-am semnalat, chiar dacă nu se pot implica într-o procedură judiciară aparținând unui stat, fie el și a Uniunii Europene, dar la cererea unui cetățean român aflat în nevoie, ei trebuie să asigure asistență consulară, însemnând inclusiv asistență juridică, care este obligatorie să fie asigurată de către statul român. Așa cum se asigură acest drept inculpaților aflați pe teritoriul României, indiferent de stat, mai ales dacă e vorba de Statele Unite sau de Uniunea Europeană, și când acel inculpat este adus în fața procurorului, el spune și este întrebat: doriți asistență consulară din partea statului dumneavoastră? Și el spune da. În acel moment este anunțată reprezentanța diplomatică și se deplasează cineva din partea consulatului și asigură că toate drepturile lui sunt asigurate. Cu atât mai mult fiind vorba despre doi copii. În acest moment, practic, mecanismele sunt interstatale. De fapt, este statul finlandez și statul român. Statul român, până la acest moment, dă dovadă de pasivitate. Nu cunoaștem, pentru că nu cunoaștem care sunt rapoartele întocmite de Ministerul Afacerilor Externe. S-ar putea să ne înșelăm și să fie, existe aceste rapoarte și să fie un circuit al corespondenței și al discuțiilor dintre statul finlandez și statul român. Dar mai sunt alte mecanisme, inclusiv a formula o plângere penală împotriva autorităților finlandeze, pentru că suntem pe terenul dreptului internațional penal. În același timp, avem de a face cu o carte a drepturilor copiilor care este adoptată de ONU și avem un alt organism care este UNICEF care se poate implica în acest caz. Deci mecanismele sunt mai mult internaționale și care sunt foarte eficiente și trebuie să analizăm exact care sunt cele mai bune și cele mai eficiente metode pentru a stabili în primul rând starea de fapt care trebuie să fie corespunzătoare adevărului și în același timp să obținem implicarea statului român în atribuția lui fundamentală de a-și apăra proprii cetățeni în afara granițelor țării. Mulțumesc! Prezent, Ministerul Afacerilor de Externe nu a contactat-o pe
Camelia Smicală, în ciuda faptului că ea a declarat, nu public, s-a plâns de acest fapt că Maria și Mihai sunt, deci practic nu mai are niciun acces la ei și n-a fost sunată nici de la ambasadă și nici de la Ministerul Afacerilor Externe. Mai mult decât atât, astăzi a depus o plângere penală pentru lipsire de libertate în ceea ce privește pe Maria și pentru hărțuire în ceea ce îl privește pe Mihai, care este vânat ca, repet, ca un infractor. Cât privește drepturile de care amintea domnul avocat Năstasiu, acești doi minori, din păcate, sub ochii pasivi ai statului român, nu au drepturile minimale ale niciunui inculpat, nu au drepturile minimale ale niciunui condamnat din aflat în penitenciar, deci în stare de detenție. Practic, ei sunt într-o lipsă totală de orice drept. Orice drept. Și de aceea, din punctul ăsta de vedere, nu asistăm doar, exact cum s-a subliniat, la o pasivitate, ci la o complicitate a statului român în ceea ce privește aceste abuzuri. Dincolo de complicitatea la o umilitoare atitudine față de doi cetățeni români, asistăm la complicitatea la abuzuri propriu-zise și concrete.